După terminarea perioadei convenționale de timp friguros, a fost reluată execuția lucrărilor aferente celor trei obiective de investiții finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală și de la bugetul propriu al județului Gorj, pe care Consiliul Județean Gorj le are în derulare. Așa cum ați spus, am dat drumul, am deschis din nou șantierele, atât pe PNDL cât și pe fonduri europene, bineînțeles, cu discuția clară cu consorțiul de a respecta normele impuse de starea de urgență actuală. Este necesar să lucrăm, este necesar ca și economia să funcționeze. Pe mine interesează ca investițiile demarate în cursul anului 2019, anul acesta să le finalizăm cu ajutorul lui Dumnezeu și în același timp avem proceduri de achiziție în derulare și sperăm să le încheiem la timp și după ce trece starea de urgență să demarăm lucrările de construcție. Dar pentru drumuri, așa cum a spus dumneavoastră, cu regula clară de a nu aduce foarte mulți oameni, lucrăm mai mult mecanizat, se lucrează mai ales la ștergerea stratului de uzură, astfel încât firmele să pleze banii, să plătească salariile muncitorilor și asemenea noi să decontăm din fonduri europene, în special și din fonduri naționale, lucrările executate de acești oameni. Au înțeles cei care execută lucrările, care sunt condițiile puse de dumneavoastră? Da, și au luat măsuri de protecție, am discutat și așa le respectă întru totul. Perfect, gata. Mulțumim frumos. Mulțumesc mult. Să rămână. O zi bună. La revedere. Să rămână. Se lucrează pe drumul județean 673 ce traversează localitățile Slivilești, Șiacu, Bolboș, Igirosu, Borăscu, Calapăru, Turceni, Broșteni până în DN66E79, pe drum județean 672E ce traversează localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj și pe drumul județean 674 Vlăduleni, Urdari, Turceni, Ionești, limită județul Mehedinți.